Bună seara, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o ediție specială a Fabrica, o ediție Breaking News. În general nu-mi place acest cuvânt, dar nu avem cum să revităm de această dată, pentru simplu motiv că evenimentele s-au derulat cu repeziciune după ce incertitudinea a planat până de curând asupra deciziei pe care urmau să o ia socialiștii, care au stat de vorbă puțin și cu cei din acum, au ascultat, spun ei, dar nu au discutat cu democrații și au decis cu cei din acum nu pot merge mai departe pentru că acolo a rămas aceeași inflexibilitate, spunea ceva mai devreme Igor Dodon, care a vorbit în numele Partidului Socialiștilor, după care a urmat și Ion Ceban și a mai adus niște completări, iar cu cei de la PD, Igor Dodon a ținut să spună de la bun început că au spus că nu vor sta de vorbă, văzuseră oportunități numai în blocul acum, după care nici aceste oportunități nu s-au mai materializat, pentru simplu motiv că, spun socialiștii, au văzut nici unitate de idei și nici o coerență prea mare în planurile celor de la acum. Așa că socialiștii, nici mai mult și mai puțin, au anunțat mersul în anticipat. Cumva părea să lase Igor Dodon o portiță deschisă pentru posibile continuări, lansa un oarecare îndemn către Curtea Constituțională ca poate, dacă este legal, să prelungească termenul până în 21 iunie, termenul până la care s-ar mai fi putut purta negocierile, însă Curtea Constituțională tocmai a anunțat că respinge, practic, solicitarea făcută de Igor Dodon și vine cu clarificările. Clarificările, de fapt, sunt oarecum clare. 90 de zile de la data validării alegerilor, ori aceste 90 de zile calculate așa cum arată ele, expiră în noaptea aceasta la ora 0. Așadar, la ora 0, președintele trebuie să dizolve Parlamentul pentru că nu este funcțional. Cu alte cuvinte, mersul către anticipate este oarecum consfințit. Nu văd exact ce anume ar putea să mai întoarcă lucrurile, în timp ce, pe de altă parte, oamenii cereau stabilitate, dar iată că nu-i stabilitate, sunt anticipate. Anticipate care, până la urmă, să vedem în ce condiții, cum se vor derula, despre ce ar putea fi vorba. Încerc să clarific toate aceste chestiuni împreună cu cei doi invitați ai noștri, politologul și directorul Centrului de Analiză Politicon, domnul Anatol Țăranu. Bună seara, domnule Țăranu! Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezență și, de asemenea, jurnalistul Vlad Darie. Bună seara, bună, domnule seara. Darie! Iată așadar că, cel puțin deocamdată, vorbim despre anticipate. Spun acest deocamdată pentru că ne-am obișnuit cu o serie de răsturnări de situație. Aș vrea să vă întreb înainte de toate, cum vedeți dumneavoastră toată derularea evenimentelor de până acum? 3 luni de agonie prelungită, de discuții, până la urmă, iată, respinse de cei de la PSRM și pun răspunderea pe umerii celor din acum, ca să aflăm că, iată, nici cu acum, nici cu PDM, anticipate pur și simplu. Domnule Țăranu. Trebuie să recunosc că am subapreciat influența factorului extern în politicul moldovenesc. Eram convins că, până la urmă, se va ajunge la o formulă de guvernare. Politicienii, totuși, sunt oameni raționali și în condițiile când practic nimic nu vorbește despre o schimbare dramatică în preferințele electorale, situația dicta necesitatea formării unei majorități parlamentare, cu toate compromisurile necesare. Dar iată că nu s-a întâmplat acest lucru și acum înțeleg că de fapt nu am fost capabil să apreciez la justă valoare gradul de influență externă asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu cred că decizia despre alegerile anticipate nu a fost luată la Chișinău. Această decizie a fost articulată aici, la Chișinău. Dar decizia politică a fost luată în altă parte. Și acest lucru deranjează. Deranjează fiindcă președintele vine dintr-o deplasare din exterior, iar deplasările lui sunt de o monotonie pur și simplu uluitoare, pe o singură direcție. Iată că se întoarce de la Sankt Petersburg ca să ne anunțe că Partidul Socialiștilor a decis să fie alegeri anticipate. De parcă acest lucru nu era cunoscut încă câteva zile în urmă, când se vedea ce face blocul acum. Eu cred că o să mai avem posibilitatea să vorbim despre condițiile în care se vor desfășura aceste alegeri anticipate. Dar acum, prima constatare pe care sunt nevoit să o fac, Republica Moldova nu este pe deplin o țară și un stat suveran.
Domnule Darie, iată punctul de vedere al domnului Țăranu. Da, PSRM este cel care cumva pune capăt acestei perioade cu oarecare rezerve pe care și le lăsase aparent Igor Dodon, doar că rezervele acestea, iată, sunt cumva spulberate de decizia aceasta de ultimă oră foarte recent anunțată a Curții Constituționale, care răspunde solicitării lui Igor Dodon. Îi răspunde exact în momentul în care Igor Dodon, la rândul său, anunță că nu va sta de vorbă cu nimeni, cu cei de la cum s-a lămurit nu are cu cine discuta, a spus el, iar cu cei de la PDM i-a ascultat, dar nu a discutat, rămân consecvenți nedorinței lor de a discuta cu PDM. Și atunci, trebuie să vă întreb, înainte de toate, dați în faptul că la ora zero, da, se, așa spune Curtea Constituțională, trebuie dizolvat Parlamentul. Ce credeți că va fi de acum încolo după această decizie de ultimă ora Curții Constituționale? Ar fi în general un circ, un teatru al absurdului, dacă în orele rămase se va mai găsi vreo soluție și până la ora 12 se va convoca Parlamentul. Nu-mi vine a crede, este prea fantasmagoric, este din domeniul irealului. În primul rând vreau să-mi exprim satisfacția pentru faptul că nu mai lucrez la Mold Press, pentru că trebuia noaptea să scoatem monitorul oficial în care trebuia să publicăm hotărârea Curții Constituționale și trebuia mâine încă o dată să mai scoatem un monitor oficial pentru a publica decretul președintelui Republicii Moldova. Așa că astăzi sunt liber să mă duc acasă la timp. Dar există și planează și o doză de îngrijorare, pentru că Republica Moldova are o economie încă foarte firavă. Unele tendințe pozitive, unele procese pozitive nu mai au început, iar alegerile anticipate costă mult mai mult decât cele 100 de milioane de lei despre care se vorbește. Pentru că 100 de milioane de lei, aceasta înseamnă numai cheltuieli tehnice pentru alegerea, pentru organizarea alegerilor, dar noi pierdem foarte mult în imagine, pierdem foarte mult în fața partenerilor de dezvoltare, pierdem foarte mult în fața instituțiilor financiare internaționale și continentale. Iar aceasta înseamnă 900 de milioane, credeți-mă că înseamnă mult, mult mai mult. Cine a încercat să dăie vina unul pe altul, nu știu, dar chiar Dodon, eu pe drum am aflat lucrul ăsta, a încercat să dea vina pe alți parteneri. Numai socialiștii au avut oferte din două părți. De exemplu, Partidul Democrat n-a avut nicio ofertă. Acum a avut o cochetărie, aș spune, cu PSRM-ul și tot nu o ofertă clară. PSRM a avut ofertă și din dreapta și din centru. Și până la urmă a refuzat ambele oferte. Eu aici înclin să cred, să fiu de acord mai degrabă cu colegul meu, că într-adevăr factorul extern, influența vechii metropole a fost decisivă în luarea deciziei de către socialiști. Sunt curios să văd ce vor avea democrații de spus, pentru că deocamdată nu au ieșit să comenteze niciun fel cele întâmplate. Probabil mă aștept să auzim și punctul lor de vedere, dar într-adevăr, dacă stăm să calculăm poziționarea, PDM a făcut ofertă inițial blocului acum, blocul acum a ignorat-o. A urmat această lungă perioadă de tatonări, umilință la mea din partea mea ale blocului acum în fața mâinii pe care inițial a refuzat să o strângă mâna lui Igor Dodon. Să ne amintim că Igor Dodon i-a convocat pe toate cele trei partide să discute și acolo, în mod absolut neprotocolar, au refuzat să-i strângă mâna lui Dodon, ca apoi trei luni să se umilească și să meargă unilateral acolo doar cu ofertele. Iar PSRM, într-adevăr, a avut ambele oferte ca să le respingă pe amândouă până în cele din urmă. Pe mine mă miră altceva. Din start era clar că adevăratele negocieri se vor purta între PSRM și PDM. Așa trebuia logic să fie, pentru că blocul acum, care are o poziție pe dreapta mai radicală, și PSRM-ul, care are altă poziție pe stânga, tot mai radicală din plan geopolitic, sunt practic un cuplu netradițional, vorbind politic. Pentru că nu putem noi uni două extremități, două grupuri radicale situate pe două segmente opuse ale șcherului politic. De aceea eu cred că din start trebuia început negocieri la modul cel mai serios între PSRM și PDM, însă
probabil că cei care au negociat și au pierdut atâta timp cu negocierile imposibile cu acum, ei din start știau că merg în alegeri anticipate. Și tot spectacolul cu venirea lui Cozac, cu alte chestiuni, a fost o înscenare pentru a justifica, adică, eforturile lor de a evita alegerile anticipate. Eu cred că dacă aș fi astăzi redactor de ziar, ziarul apărea mâine, eu aș titra că vinovații adevărați de situația creată și de alegeri anticipate este președintele Dodon și PSRM-ul. Pe de altă parte, nici nu putem să nu vorbim despre răspunderea celor din blocul acum, care au refuzat, deși au primit pe ultima 100 de metri sugestia de la Iohannes An, de exemplu, ca toate cele trei partide să discute. Eu cred că Iohannes An a înțeles bine că, de fapt, le face un îndemn celor din acum să discute și cu PDM până în cele din urmă. Au ignorat total cei din blocul acum orice posibilitate de a discuta cu PDM, ascunzându-se în permanență sub acea intenție a lor de a dezoligarhiza Moldova și propunând până în ultima clipă celor din PSRM lucruri care erau absurde din perspectivă instituțională și imposibil de acceptat de către PSRM, de exemplu acea asumare a unui guvern acum pe care PSRM ar fi trebuit să-l susțină, dar în niște condiții absolut neclare, pentru că acum ziceam permanență că nu dorește să facă niciun fel de alianță formală, informală, un angajament încălcat, dar un angajament care până la urmă a generat, iată, 3 luni de nimic. 3 luni în care nu s-a mai întâmplat nimic. Și de asta aș vrea să trecem în revistă și faptul că, da, PSRM este cel care anunță anticipate după ce aruncă în lături, sau în lături, cu frânt, ambele oferte. Ambele oferte, în timp ce PAS și DAS s-a încăpățânat să meargă pe o singură direcție. Ce trebuie să înțelegem de aici până la urmă? De ce s-a ajuns în punctul acesta de vedere? Ce răspundere și cui revine? Înainte de a vorbi despre blocul acum, două cuvinte despre președintele Dodon. Eu cred că președintele Dodon era înclinat să facă o alianță cu PD. Lui pur și simplu nu i s-a permis. Și întinderea aceasta de timp a fost nimic altceva decât încercarea lui Dodon de aș convinge patronii din Est că o coaliție cu PD ar fi fost una fezabilă. Nu a reușit să facă acest lucru. PD-ul și liderul PD-ului, domnul Plahotniuc, i-a supărat foarte mult pe cei de la Moscova. Și acest lucru acum îl regăsim în situația politică de la Chișinău. Am înțeles. Nu mi-ar plăcea să spun că și deciziile acumului nu au fost luate în mare parte la Chișinău, ci undeva în altă parte. Și asta e paradoxul politicii moldovenești. Vorbim, votăm masiv pentru partide care, de fapt, nu sunt partide suverane în deplinul sensul acestui cuvânt. Influențele din exterior sunt atât de mari și atât de majore că noi, pur și simplu, am fost prefăcuți în niște pioni, într-un joc pe care mulți dintre noi nici nu conștientizează în deplină măsură. Și asta e problema Republicii Moldova. Un stat fără identitate, un stat fără patrioți, un stat fără oameni care înțeleg ce trebuie să facă. Noi suntem ca o buruiană pe care vântul îl poartă prin câmp. Dacă să ne întoarcem la problematica noastră, vreau să vă spun că alegerile anticipate în această condiție sunt cele mai favorabile pentru socialiști. Socialiștii au avut în aceste 3 luni de câștigat cel mai mult. În primul rând, și aici sunt de acord cu colegul meu, ei au fost curtați de toți, au fost partidul înspre care înclinau toate propunerile, asta este una la mână. Și al doilea lucru, socialiștii practic au devastat imaginea blocului acum. Ceea ce a făcut blocul acum pe ultima 100 de metri, când practic s-a umilit în fața socialiștilor, când a acceptat niște lucruri absolut neacceptabile pentru o parte considerabilă a electoratului acum, eu îmi vine greu acum să înțeleg ce o să facă cu această parte a electoratului acumiștii când au să nimerească în aceste alegeri anticipate. Este tot atât de adevărat că nici poziția Partidului Democrat nu este una de invidiat. Un partid care, din păcate, așa s-a întâmplat, un partid care nu are parteneri pe scenă. Sau câștigă alegerile, sau iarăși ar putea să nimerească într-o situație de blocaj politic.
e o situație extrem de complicată. Este într-adevăr și cu adevărat dezamăgitor este, sunt de acord cu dumneavoastră, faptul că cumva în tot acest joc cu dezvoltământul acesta, da, aruncarea țării în anticipate, au jucat acest joc și au avut cele mai multe ocazii să-l rezolve favorabil țării, exact partidele care s-au orientat mai mult în afară. Pentru că nu pot să nu uit replica lui Andrei Năstase, care, întrebat fiind de ce nu au discutat și cu PDM-ul pentru că așa a cerut Iohannes Han, a spus că nu se amestecă nimeni de din afară în deciziile lui, deciziile au fiate în interior. Mă îndoiesc. Cu atât mai mult cu cât ce se întâmplă nu este ceea ce dorea lumea. Și nu mă refer numai la cei care erau astăzi în fața Parlamentului. În general, țara nu-și mai dorește să mai treacă prin tot felul de convulsii. Oamenii cred că ar fi dorit o rezolvare absolut clară a situației acum, dar nu. Se va merge în continuare la un scrutin ale cărui date urmează să fie stabilite, din care, iarăși, nu știm exact unde se va merge. Și de asta vreau să vă întreb, domnule Daria. Bun, cu socialiștii relativ clar. N-au făcut nicio... un secret din faptul că se duc, se consultă. Cei din PAS și da, nu au fost foarte deschiși. Andrei Năstase se juca și el, cocheta cu procuratura rusă și așa mai departe. Și atunci, dacă este să vorbim despre răspunderi, de acord, socialiștii, dar n-aș vrea nici să exonerăm atât de ușor pe cei din PAS și da. Astăzi Andrei Năstase stătea și se ascundea după polițiști și încerca să explice tuturor că e o lovitură de stat ceea ce se vede. Așa spune el pe Facebook. Care lovitură de stat? Când s-a intrat noaptea în Parlament. Probabil. Dar care a fost lovitura de stat aceea la care făcea trimitere? Că ce? Eu cred că e o chestie emotivă și prin comportamentul său Andrei Năstase lucra nu pentru partidul său, dar împotriva lui. Își trebuia și mai mult imaginea. Dar ca să vorbim, ca să putem aprecia șansele partidelor la viitoarele alegeri anticipate, e bine să vedem care a fost prestația partidelor în această perioadă de negocieri. A fost vorba de ideologie, au fost careva ideologii puse în discuție sau poate doctrini politice. Nici geopolitica măcar n-a fost prezentă în aceste discuții. Mie chiar nu mi-e clar. Păi chiar nici partajarea funcțiilor n-a fost atât de importantă. Au fost niște antagonisme ascunse de ochii lumii. A fost la unele partide o politică canibală, adică să-l mâncăm pe cineva, să distrugem pe cineva. Pe când oferta trebuia să fie una foarte clară, pusă pe tapet, pusă pe masă, așa cum au promis cei de la cum public, să spună clar, noi nu avem nevoie de Uniunea Europeană pentru că n-am votat nici în Parlament când a fost șansa să fie introdusă sintagma integrării europeană în Constituția Republicii Moldova. Nu avem nevoie de reforme economice, nu avem nevoie de un pachet social, noi avem nevoie să-l distrugem pe cutare. Iată, ăsta e tot mesajul din perioada de negocieri. Vor veni iarăși cu acest mesaj în alegeri. Eu aici puțin nu sunt de acord cu colegul meu, vreau să vă spun că Partidul Democrat este favorizat și să vă spun de ce. El are o istorie relativ de succes. Ultimii 2-3 ani. Poate spune ce a făcut. Guvernul Filip va funcționa în continuare și chiar având resurse limitate și împuterniciri nedepline, el va mai putea face un apeduc, niște drumuri, pe când acum n-a fost nici la guvernare, iar fiind în opoziție a fost foarte guralivă, foarte sonoră, dar niciun rezultat nu are, iar Partidul Socialistelor se rezumă la activitatea energică a lui Dodon, care a făcut mai mult naveta la Moscova decât a rezolvat probleme concrete. Deci Partidul Democrat, dacă va reuși să fructifice aceste avantaje, are o perspectivă mult mai clară. Și eu cred că bătălia cea mai importantă se va da în circumscripțiile uninominale. Pentru că, din punct de vedere politic, dacă este foarte greu să miști nucleul dur a unui partid spre stânga sau spre dreapta, când este vorba de o personalitate, o persoană concretă în circumscripție, ne-au demonstrat și aceste alegeri, atunci acolo se pot întâmpla lucruri neașteptate. De atât eu cred că vor apărea și candidați independenți neapărat. Să nu uităm că segmentul unionist este cel mai
neglijat în această, în această perioadă, iar el are un potențial, măcar la Chișinău și în raioanele din jurul Chișinăului. Cred că vor apărea candidați independenți, nu știu dacă au șanse reale, dar ei vor, își vor face și ei simțită prezența lor în această campanie. Și în plus, vreau să vă spun că socialiștii mizează pe un singur lucru, că oamenii de stânga, cu vederi de stânga, nu vor mai vota partidul lui Voronin și mini-partidul lui Usatăi, care practic au dispărut de pe scenă. Însă pot apărea și candidații independenți cu viziuni comuniste sau proruse. Trebuie să remarc în susținerea ceea ce spuneți, că astăzi Igor Dodon, în momentul în care anunța practic anticipatele, vorbea despre faptul că, da, în anticipate, socialiștii ar trebui să fie aceia care se ia cel mai mult, probabil exact la acest calcul se gândea, în timp ce, iată, cei din PAS și PPD au preferat să ignore. Eu n-am înțeles calculul lor până la capăt și nici nu vreau să mai vorbesc prea mult despre ei, dar a fost o chestiune. Iohannes Han, printre altele, spunea să vă așezați cu toții la dialog, nu trebuie să împingeți țara în anticipate, pentru că, pe lângă suspendarea finanțării din UE, ar putea să înceapă și necazurile cu femei. N-a pomenit și Banca Mondială, dar a pomenit femei. Nu știm dacă va fi sau nu va fi așa, dar în urechile celor din blocul acum ar fi trebuit să sune acest avertisment, în măsura în care ei spuneau că, dacă vor ajunge la guvernare, vor debloca. Iată, nu au ajuns la guvernare și atunci ce fac? Își asumă faptul că, eventual, prin jocul lor prostesc cu PSRM-ul, au șansa să suspende și relația cu femeiul a Republicii Moldova? Eu cred că acum speră că, pur și simplu, până la aceste finități nu se va ajunge în dezbaterea publică, sau cel puțin omul simplu nu va încerca să intre în aceste, cum li se pare lor, mărunțișuri. Până la urmă, suspendarea finanțării va fi pusă în cârca Partidului Democrat. Ei sunt acei care sunt la guvernare. Acum este în opoziție. Că el poartă responsabilitatea într-un fel pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar asta încă trebuie dovedit, asta încă trebuie adus și implementat în conștiința oamenilor. Pe mine altceva aici mă deranjează. Cum o să meargă acum în aceste alegeri? Și cum se va, iarăși, cum se vor confrunta ei cu socialiștii? Ei doar au recunoscut socialiștilor calitatea de partid antioligarh. Uh-huh. El a făcut pe Dodon marele antioligarh al Republicii Moldova, care poate să facă o reformă antioligarhică. Da, dar în angajamentul electoral scriu, îl pune partidul oligarh. Este adevărat. Și anti-european. Da, și mulți au atras atenția asupra acestei contradicții pur și simplu flagrante. Și asta enervează inclusiv pe propagandiștii acumiștilor, care desigur că n-au cum să îi explice aceste contradicții. Dar problema rămâne aceeași. Și aici vreau să mă întorc la ceea ce a spus domnul colegul meu referitor la Partida Unionistă. Ea cu adevărat este dezlănată, ea nu este organizată, nu are reprezentanți. Dar reprezentați politici, credibili. Dar aici vreau să vă atrag atenția că în interiorul blocului acum s-au găsit câțiva deputați care au pus piciorul în prag. Au spus, nu se poate. Nu putem să... Noi suntem partid cu tentă națională. Renașterea națională, românismul, nu sunt lucruri străine nouă. Cum putem să mergem la o coaliție cu un partid antinațional, care este Partidul Socialiștilor? Și acest lucru rămâne de văzut cum se va materializa acest curent în interiorul acumiștilor, fiindcă eu în fond bănuiesc că acești oameni nu se vor regăsi în viitoarele liste, anume pentru fronda aceasta de care au dat dovadă. Dar credeți că blocul acum va mai rămâne unitar? Credeți că ei vor mai merge mai departe tot în forma unui bloc? Pentru că noi am văzut și această... ei au numit-o inițial strategie, adică întâi Maia Sandu oferă sprijin Zinaide Greceanu, după care Andrei Năstase iese și este mai vag. Nu înțelegeai dacă cei doi au încercat să stabilească până la urmă care dintre ei va rămâne unicul lider al blocului, ca până la urmă să nu se mai întâmple nimic, să genereze, iată, reacția PSRM-ului care spune voi nu știți ce vreți, aveți 26 de fracțiuni cu 26 de ambiții și așa mai departe. Și atunci va mai exista acest bloc sau vor... Și următoarea întrebare absolut justificată.
explicată, dedusă din ce spune domnul Țăranu. Acolo au existat oameni care din start au spus nu e admisibil ceea ce vreți voi să faceți. Acești oameni ar mai rămâne alături de aceste formațiuni, vor deveni independenți, vor căuta altceva, vor coagula un alt pol care să identifice mai bine. Ce se va întâmpla cu ei? Eu cred că, în primul rând, acești oameni din interiorul blocului acum ar putea cu adevărat să devină un grup, un nucleu în jurul căruia ar putea să se coaguleze ceea ce se numește astăzi flancul sau segmentul unionist, segmentul pro-românesc, segmentul autentic pro-național din Republica Moldova. Dar atunci când vorbim despre cum vor merge acum miștii la viitoarele alegeri, logica elementară spune, trebuie să meargă împreună, altminte va fi o catastrofă. Dar ei nu odată au demonstrat pe parcursul acestor 3 luni că stau foarte prost cu logica formală. Uh-huh. Și de la ei poți să te aștepți la ce dorești. Dar în fond, eu nu văd cum ar putea ei să meargă răzleța. Asta ar însemna că dreapta se frămițează și mai mult. Mai degrabă, acolo ar fi vorba despre încercarea de a crea un front mobilizator mare, despre care la timpul respectiv a vorbit Mișcarea Civică Europeană de Republica Moldova, numai că acest lucru poate să se întâmple dacă actualii lideri ai acumiștilor vor face un pas înapoi. Ei au falimentat. Dar vor face? Ei au nu, aici am deci, convingerea că ei nu vor face acest pas înapoi și în așa fel vor condamna dreapta iarăși la o fărămițare. Iată, spunea domnul Țăranu și am intervenit din păcate peste opinia dânsului, ei au falimentat, referindu-se la cei doi lideri ai blocului acum, respectiv ai celor două formațiuni, PAS și PPDA. Întrebarea este pentru dumneavoastră, domnule Darian, în condițiile în care, da, ei trebuie să înregistreze un faliment, au eșuat, au evitat să urmeze anumite sugestii care le-au fost făcute chiar de către, eu știu, comisarul european încă, domnul Han, au primit susținere doar din partea familiilor politice. Domnul Iosef Daul a hotărât să-i susțină, dar nu cred că domnul Daul înțelege foarte bine ce se petrece în Republica Moldova sau dacă da, joacă niște interese mai degrabă străine Moldovei decât și Europei decât vrea să pară. Dar întrebarea este, credeți că, de exemplu, Maia Sandu și Andrei Năstase vor mai beneficia de susținerea vestului după ceea ce s-a întâmplat aici? Cum va înțelege partenerul vestic, indiferent care, Uniunea Europeană, Statele Unite, situația de astăzi de la Chișinău? Știți, noi de multe ori ne-am mirat când Occidentul a avut o poziție cam, știți cum, ciudată față de Republica Moldova, chiar planul Merkel-Medvedev privind soluționarea conflictului transnistrian era un fel de Ribbentrop-Molotov și au dat seama cam târziu oficialii germani. Și de multe ori oficialii europeni vin aici cu poziții să fie pace și liniște. Voi sunteți după frontiera Uniunii Europene, uh-huh. Noi avem nevoie în acest teritoriu de stabilitate. Atâta. Uh-huh. Partidele de orientare de stânga, de dreapta, pro-rusă, pro-vestic, mai puțin interesează pe dânsă, interesează în perspectiva când un stat devine membru a Uniunii Europene, o familie europeană, cum sunt popularii sau ALDE sau liberalii sau socialiștii, să aibă cât mai mulți eurodeputați. Acesta e interesul. În rest, Uniunea Europeană are interes ca aici să fie stabilitate. Ori după ceea ce s-a întâmplat în 2014, Republica Moldova nu mai este o poveste de succes, iar pentru a porni motoarele în continuare, este nevoie anume de o majoritate în Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că dacă ei nu vor face un pas înapoi, nici Maia Sandu, nici Năstase. Ei sunt dependenți unul de altul. Unul mai bine articulează mesajele în limba română. Când se duc la întâlniri, de exemplu, s-a întâlnit Merkel cu Năstase și Sandu, a vorbit numai cu Sandu, când mai ea vorbește fluent limba engleză, Năstase nu o vorbește și în plan internațional, dacă nu știi bine engleză, aproape n-ai ce face. Pe de altă parte, Năstase are finanțare și televiziune. Dacă oamenii ăștia mai citeau și o carte de istorie sau politologie, ei găseau o frază foarte interesantă a președintelui francez, a generalului de Gaulle. El spune că deseori am fost pus în situația să trădez electoratul sau Franța. Am ales să trădez electoratul. Din păcate, o asemenea politică, politică de un asemenea nivel, la noi nu face nimic și cred că cu atât mai mult. Lui Roșca i-a trebuit 8 ani de zile să înțeleagă că el este falimentat. Iertați-mă, vă întrerup, pentru că văd că PDM-ul iese să anunțe punctul său de vedere. Să ascultăm.
Acum s-a încheiat ședința Consiliului Politic a Partidului Democrat, unde, bineînțeles, s-a discutat probabil singurul subiect cel mai important, contextul politic și situația politică din Republica Moldova. Din câte cunoașteți și din anunțurile deja făcute, vor fi alegerile anticipate. Cu regret, 3 luni de zile nu s-a reușit să se găsească soluție pentru formarea guvernului și asigurarea astfel a unei stabilități și a unei, aș spune chiar, a unei maturități pentru a guverna Republica Moldova. Vreau să reiterez și să vă aduc aminte că chiar de aici, din această sală, imediat după alegeri, Partidul Democrat și-a arătat disponibilitatea de a discuta cu partidele parlamentare, în mod special cu cele din blocul acum, pentru a discuta despre guvernare și pentru a discuta despre formarea unei majorități parlamentare. Noi niciodată nu am pus în discuție funcții, poziții. Ba chiar dacă vă aduceți aminte, noi suntem cei care am și făcut ofertă ca eventual colegii din blocul acum să-și asume guvernarea și noi respectiv să le oferim funcția de prim-ministru. Cu regret, blocul acum nici măcar nu a venit la discuții și cu regret am văzut în aceste 3 luni de zile că discuțiile care au avut între blocul acum și socialiști în cazul de față s-au axat în mare parte doar pe funcții, poziții și cine și ce funcție își asumă. Niciodată nu am auzit în aceste 3 luni de zile să se discute despre nevoile și necesitățile oamenilor, să se vină cu soluții pentru a face în așa fel încât să asigurăm bunăstarea cetățenilor și ca Republica Moldova să devină un stat în care fiecare cetățean este bucuros și fericit să trăiască. Noi regretăm că partidele politice care în aceste 3 luni de zile mai mult au făcut spectacol și nu negocieri și nu discuții, au pus interesul personal și interesul partidelor mai presus de interesele cetățeanului Republicii Moldova. Noi toți am fost martori când unele partide și unii politicieni sau așa numiți politicieni care chiar nu au nicio responsabilitate și-au încălcat și propriile angajamente, propriile promisiuni făcute înainte de alegeri și astăzi am ajuns cu regret la situația în care suntem, așa cum a fost declarat și de președintele Dodon și de fracțiunea Partidului Socialiștilor, am ajuns în alegerile anticipate. Noi cu siguranță vom depune toate eforturile ca cetățenii Republicii Moldova și Republica Moldova să nu aibă niciun impact negativ de ceea ce urmează să se întâmple la nivel de organizare a alegerilor parlamentare anticipate și desfășurarea acestora. Bineînțeles, domnul prim-ministru va veni cu mai multe discuții și mai multe subiecte la acest capitol, însă eu aș vrea să menționez următoarele, că luând în considerare că în bugetul Republicii Moldova, de exemplu, nu erau prevăzute sume de bani pentru viitoarele alegeri parlamentare anticipate, noi vom căuta soluții ca costurile și cheltuielile pentru viitoarele alegeri parlamentare să fie suportate de partidele politice care sunt astăzi în Parlament. Vom căuta aceste soluții legale și economice și credem că nu cetățeanul de rând și nu țara trebuie să sufere din cauza iresponsabilității unor așa numiți politicieni care s-au jucat cu țara în aceste 3 luni de zile. Partidul Democrat, cum a fost responsabil, va continua să fie responsabil și va căuta soluții în așa fel încât și pe perioada următoare să fie guvernată țara eficient în beneficiu cetățeanului. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, cu părere de rău suntem în situația, de fapt, care putea fi anticipată, luând în considerație declarațiile, din punctul meu de vedere, iresponsabile a unor formațiuni politice pe parcursul acestor 3 luni de zile. Este adevărat,
și pe de o parte, pe de altă parte, a fost trist să urmăresc și eu personal această goană după fotolii, după funcții, și în toate discuțiile care au fost, mai puțin au fost scoase în evidență interesele cetățenilor, interesele oamenilor. Dar în același timp, vreau să vă asigur că guvernul și în continuare își va face munca tot atât de responsabil cum a făcut-o până acum, pentru că țara în asemenea perioade nu poate rămâne neguvernată, ba dimpotrivă, cred că ne vom organiza și ne vom mobiliza și mai bine, astfel încât cetățenii să nu simtă această criză politică prin care trece Republica Moldova. Asta ar însemna să vă spun și să vă asigur că banii în bugetul statului sunt suficienți pentru a plăti salariile la timp, pentru în conformitate cu noua lege cu privire la salarizare. Autoritățile publice locale își vor primi banii exact așa cum au fost programați în bugetul de stat. Pensiile vor fi plătite la timp și în valorile care au fost indexate conform legii cu privire la sistemul de pensii. Programele naționale, precum Drumuri Bune pentru Moldova, va continua, astfel încât oamenii să nu simtă nicio sincopă în activitatea executivului în Republica Moldova. Atât mai mult și programul Bun Prima Casă, care este deja la a patra ediție, va continua, și atât mai mult am discutat cu colegii că poate în această perioadă vom mai veni și cu alte proiecte sociale. De aceea vreau să vă asigur pe toți că nimeni nu va simți efecte economice fiind provocate de această criză politică, care, cu părere de rău, a fost, eu cred că, provocată de irresponsabilitatea politicienilor. Și, în primul rând, a acestor două forțe politice, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Partidul Democrat, de la bun început, și-a declarat deschiderea și a invitat pe toți la muncă. Și atât mai mult, Partidul Democrat a fost acela care a spus că, în final, noi trebuie să ne învățăm să ne rezolvăm problemele singuri, să nu așteptăm să vină cineva din afara Republicii Moldova să ne învețe cum să procedăm, ce să facem la indicația lor. Așa că imediat, chiar începând cu ziua de mâine sau cu ziua de luni, o să resimțiți revenirea la o activitate mult mai intensivă a Guvernului din Republica Moldova, cu părere de rău după această perioadă, când a fost una de așteptare, o perioadă de incertitudine, pentru că, din punctul meu de vedere, o majoritate parlamentară și un guvern putea fi format imediat într-o săptămână, două, hai maximum o lună de la alegerile parlamentare pe care le-am avut. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Pe curând! Iată, așadar, acestea au fost declarațiile făcute la sediul PDM, acest briefing susținut de Andrian Candru și Pavel Filip, din care am înțeles în linii mari de la Pavel Filip că, practic, funcționalitatea statului va fi asigurată, nu se va ajunge într-o criză economică în principiu, guvernul își va face datoria în continuare, finanțarea pentru toate nevoile statului și ale instituțiilor și ale cetățenilor va fi asigurată în continuare, în timp ce de la Adrian Candu am înțeles că există și o inițiativă mai neobișnuită, dar până la urmă cumva pusă pe măsura răspunderii care revine politicienilor, și anume ca anticipatele care nu erau prevăzute în buget să fie suportate de către partide, să fie practic costul lor finanțat de către partidele parlamentare, eșecul fiind unul comun. Și am mai înțeles și că se exprimă regretul pentru faptul că, deși s-ar fi putut, spune Pavel Filip, face într-o săptămână, două, maxim o lună, o coaliție, nu a fost făcută. Merită să reamintim că PSRM a avut oferte de dialog și din partea PDM și din partea Acum, nu a optat pentru nimeni și a dus țara în anticipat, în timp ce Blocul Acum ar fi avut șansa de a face, inclusiv astăzi, dacă ar fi dorit,
mișcarea care ar fi evitat anticipatele, și anume să facă cu PDM o coaliție, să discute ulterior chestiunile ce țineau de dezoligarhizare sau mai știu ce alte lucruri și-ar fi dorit cele două formațiuni să pună în discuție, cu atât mai mult cu cât prima invitație a celor din PDM s-a dus către blocul Acum. Și în acest caz, vă rog, domnilor, să vedem cum vedeți dumneavoastră ceea ce au declarat cei doi lideri, fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, respectiv Pavel Filip, premierul Republicii Moldova, deocamdată. Domnule Țăranu? Bun, n-au spus foarte mult și în același timp a fost o, hai să spunem așa, o ieșire la rampă consistentă. Eu cred că aceste două declarații sau o declarație unică care a fost făcută în numele Partidului Democrat poate fi privită deja ca începutul campaniei electorale. Noi ne asumăm în continuare responsabilitatea pentru această țară, chiar dacă condițiile în care facem acest lucru sunt foarte, foarte proaste, nu avem împuternicirile necesare, multe lucruri vor fi suspendate, dar noi continuăm să ducem responsabilitatea pentru această țară. E bine că primul ministru Filip spune că nu vom avea criză economică, dar, și desigur că nu poate să spună acest lucru, dar trebuie să le spunem telespectatorilor, dar nu vom avea nicio creștere, nicio îmbunătățire, că nu avem de unde. Toate îmbunătățirile erau legate de, inclusiv de o finanțare firească care trebuia să decurgă din continuarea relațiilor noastre cu partenerii externi, de investiții în zonele unde se fac bani, unde banii se creează și așa mai departe. Acest lucru nu va exista. Va fi o stagnare economică, important este să nu fie mai rău, dar o stagnare economică nu este garantată și acest lucru va continua până la sfârșitul acestui an, dar la începutul anului viitor și iarăși în dependență cum vor vota moldovenii, cetățenii moldoveni. Dacă o să ne ajungă cap să votăm corect, o să ieșim din această criză, fiindcă am intrat în criză. Dacă nu o să votăm, nu o să fim suficient de inteligenți și nu o să dăm dovada faptului că mânuim instrumentele democratice în propriul nostru stat, atunci iarăși vom intra încă într-o criză. Pe de altă parte, domnule Darie, cei doi vorbitori din partea PDM au arătat că toate discuțiile dintre PSRM și Acum, de fapt, s-au axat doar pe bătălie pentru funcții. Și dacă stăm bine să ne amintim, Igor Dodon, de exemplu, făcea presiuni ca atribuțiile președintelui să fie nu știu care. PSRM și-a dorit ministere de forță, conducerea SIS, internele, externele, tot ce se poate și nu doar atât, ci și funcția de președinte al Parlamentului. Blocul Acum a dorit să-și asume de unul singur toată guvernarea, solicitând practic susținerea din partea PSRM. La un moment dat, cei din blocul Acum erau de dreptul amuzanți. Maia Sandu a oferit PSRM funcția lui Andrei Năstase, după care Andrei Năstase a zis, de fapt i-a răspuns unei inițiative inițiale a lui Andrei Năstase de a oferi celor din PSRM funcția de premier. Totul a fost despre funcții și paravanul, lupta pentru dezoligarhizare în condițiile în care etichetarea celor de la PSRM inițial făcută de către blocul Acum era partid oligarhic. Adică, și anti-european. Și anti-european. Adică tu care lupți pentru dezoligarhizare și te declari pro-european, te adresezi unui partid pe care l-ai etichetat drept anti-oligarhic și anti-european și ceri să-ți dea toate funcțiile cu putință ca tu să-ți duci... Iată, cam asta a fost lipsa de logică în care s-a dus toată această campanie. Dar de acum încolo ce va mai fi? Domnul Candu a făcut o aluzie așa, transparentă, pare mi se. La noi există o lege care funcționează de anul trecut privind finanțarea partidelor parlamentare. Eu cred că el s-a referit la faptul că în viitorul Parlament se poate adopta o decizie prin care va fi retrasă această finanțare pentru toate partidele, pentru o economisie, o anumită sumă de bani cheltuită în aceste alegeri anticipate. Primul lucru. Al doilea lucru, cam timid a vorbit domnul Filip, dar eu vreau să completez, mi-asum îndrăzneala asta, să completez. În fostul Parlament a fost votat în prima lectură majorarea indemnizațiilor la nașterea copilului de la 6.000 la 10.000. A fost majorată de 3 ori indemnizația pentru creșterea copilului până la 3 ani.
a fost introdusă pentru prima dată în istoria modernă a Republicii Moldova indemnizație pentru toți copiii, indiferent de veniturile familiei, de 200 de lei lunar până la 18 ani. Toate acestea au fost ratate. Oamenii aceștia care vor aștepta viitoarele alegeri în noiembrie sau, în cel mai bun caz, în octombrie, să calculeze câți bani au pierdut în familie. Sunt familii cu 3, cu 4 copii, cu 5, care puteau primi cel puțin 1000 de lei lunar și ei au ratat din cauza bătăliilor acestea politice, din cauza unor atitudini canibalice, unor atitudini complet neserioasă a anumitor lideri politici. Deci suferă în ultima instanță nu partidul politic, dar suferă cetățeanul. Acum, campania de informare, chiar campania electorală propriu-zisă, trebuie explicat fiecare cetățean, pentru că dacă se repetă scorurile din alegerile precedente, Moldova, moldovenii vor vota a treia oară, cum au votat 600 sau 700 de mii de moldoveni pentru Europa sau pentru Rusia, prin exod, prin plecare din Republica Moldova. A treia oară, după, dacă se repetă scorul și nu creăm o majoritate pentru a crea coaliție parlamentară și forma un guvern stabil și a relansa economia, reformele, atunci exodul se va intensifica și ne vom pomeni că nici nu va avea cine vota peste un an, doi. De atâta eu cred că acum ai nevoie de mobilizare, de ajuns în fiecare casă, la fiecare cetățean și de explicat. Republica Moldova are nevoie de o majoritate parlamentară. Să nu ne mai jucăm de coalițiile, de discuțiile. Vorbeam între timp cu colegul meu și am spus că tot ce s-a discutat în 3 luni putea fi discutat în 3 zile. Vă închipuiți cât timp am pierdut noi. Domnul Țăranu, pe de altă parte vreau să vă rog un lucru, să-mi spuneți dacă această inițiativă la care a făcut trimitere, iată, și domnul Darie, inițiativa domnului Candu de a întoarce finanțarea care până acum era acordată partidelor parlamentare și de a o folosi pentru organizarea anticipatelor, este o inițiativă bună? Cum vedeți dumneavoastră asta? Pentru că, într-un fel sau altul, ne pomenim din nou în situația în care cineva face o mare criză, împinge practic Moldova către anticipate, după care pur și simplu nu vrea să-și mai asume nimic. Cum vedeți dumneavoastră asta? Bine, dar aici pur și simplu trebuie să vedem dacă legea deja funcționează, cine poate să o abroge. Deci sunt elemente de legislatură și ele trebuie să fie luate în considerație. Apropo, noi intrăm încă într-o colizie juridică. Dar cine va numi ziua alegerilor? Inclusiv alegerilor locale. Fiindcă, deci, legislația noastră este foarte ambiguă la acest capitol. Iarăși va fi nevoie ca Curtea Constituțională să se expună. Dacă de la ora zero Parlamentul mai mult nu mai funcționează, atunci, după toate probabilitățile, aceste prerogative trec unde? La guvern. Guvernul este acela care este responsabil pentru buna desfășurare a vieții cotidiene în această țară. Buna desfășurare, dar nu și stabilirea unor date. Da, chiar este o necunoscută. Păi bine, va fi într-adevăr o problemă, pentru că mai multe lucruri rămân cumva în aer. Astăzi Igor Dodon încerca să spună că el va stabili cumva, nu știu, de înțeles că ar fi atribut ale sale. Dar el nu are așa Probabil că guvernul. Da. Probabil rămâne în sarcina guvernului să ia această chestiune și iarăși probabil minții oamenilor riscă să se suprapună mai multe lucruri, pentru că într-adevăr în lipsa de educație și de nuanțe, ca să spunem așa, care caracterizează în general masele populare, guvernarea este responsabilă. Nu contează dacă guvernarea a fost împinsă în criză, iată cum anume se întâmplă acum, guvernarea e responsabilă. Și de aceea mă întorc și întreb din nou dacă și insist asupra acestei chestiuni, pentru că unii până acum au votat populist și s-au lăsat cărați înainte de populism, iar acum vor plăti costurile acestui populism dacă, într-adevăr, din buget trebuie găsite din nou sume pentru anticipate. Și de asta vă întreb din nou pe fiecare dintre noastră. Vi se pare în regulă ca, respectându-se mecanisme sau legislația sau nu știu cui va reveni această decizie, într-adevăr să fie atribuite partidelor costurile pentru anticipate, tuturor partidelor din Parlament. Din punct de vedere al logicii formale și în fond al logicii elementare, desigur că da, n-ați fost capabili să feriți țara de acest pericol, de alegeri anticipate, n-ați fost capabili să realizați împuternicirile pe care le-ați primit de la popor,
Păi ar trebui cumva să duceți și responsabilitatea, inclusiv materială, pentru chestia asta. Dar iarăși, aici este foarte important să fie într-o totul respectată buchea legii, să nu se treacă peste lege, fiindcă iarăși guvernarea va fi, așa cum este ea, cu puternicii reduse, va fi acuzată că iarăși ceva acolo face și așa mai departe. Dar partidele politice, acești trei monștri care sunt acum pe scenă, ei indiscutabil vor fi figuranții principali ai viitorului scrutin electoral. Problema este că oamenii, dacă vor lăsa lucrurile să decurgă așa cum s-a întâmplat pe data de 24 februarie, noi iarăși ne vom trezi într-un blocaj. Este luni care ne despart, nu știu cât, despart până la alegerile anticipate. Avem nevoie de o puternică mișcare civică, de niște acțiuni, de a informa corect oamenii și de a le explica. Și nu e vorba de o propagandă de indoctrinare, dar pur și simplu de o școală a democrației pe care oamenii trebuie să o însușească. Altminte, nu funcționează societatea. Noi cu adevărat suntem repetenți la capitolul funcționarea instituțiilor democratice. Și de acest punct de vedere, principala lecție a democrației este următoarea. Dacă politicianul nu s-a ținut de cuvânt, dacă el nu a fost capabil să-și realizeze programul său, el trebuie să fie pedepsit. În Occident acest lucru se întâmplă într-un mod firesc. Președinții de partid care nu au fost capabili să câștige alegerile, care nu au fost capabili să realizeze programul său, principalele sale promisiuni electorale. Vă aduceți aminte? Învingem împreună. Exact. Păi stați o clipă. Și voi cum? Voi continuați să rămâneți mari eroi ai națiunii? Voi de ce n-ați... Noi v-am prevenit. Dacă nu faceți un front larg, comun, democratic, al tuturor forțelor pro-europene, este imposibil să câștigi alegerile în această țară. Ce au făcut ei? Au redus, de fapt, forța opoziției pro-europene la două partide politice. Și au pierdut alegerile. Le-au pierdut lamentabil. Eu repet încă o dată, chiar dacă propagandiștii lor în fiecare zi articulează, noi am câștigat alegerile, unul din cele mai bune rezultate. Care rezultat? Da. Faptul că n-ați fost capabili să mobilizați exemplar opoziția pro-europeană a adus la această situație care s-a întâmplat astăzi. Iar faptul că ați venit în Parlament doar cu o jumătate din ceea ce trebuia să luați și nu ați fost capabili să garantați o majoritate parlamentară pro-europeană, care era posibilă, pentru asta trebuia să faceți, să negociați la sânge. Să negociați. Am vorbit nu odată în emisiune, Cristi, la tine în emisiune, cu ajutorul și cu medierea factorilor occidentali, cu partenerii noștri occidentali. Două partide europene, Socialist, Partidul Socialist și Partidul Popular European. Ei puteau să fie mediatori pentru această alianță de guvernare. Programul de guvernare putea să fie elaborat împreună cu dânsii în baza acordului de asociere. Nici nu trebuia de elaborat niciun program de guvernare. Este acordul de asociere. Implementarea lui era absolut necesară pentru a realiza în Republica Moldova un proiect european exemplar. Nu s-a făcut acest lucru. De ce? Fiindcă politica canibală, mi-a plăcut această expresie. Da. Politica reală a fost înlocuită cu o politică canibală. Și într-adevăr sunt de acord cu faptul că va trebui oamenilor să li se explice foarte clar cum stau lucrurile pentru viitoarea campanie electorală și cu privire la alegerile parlamentare. Să nu uităm că urmează și localele, unde iarăși mizele vor fi interesante și jocurile se vor face iarăși ori cu argumente reale, ori cu tot felul de populisme aruncate pe piață, care iată unde au dus, nicăieri. Pentru că numai parte decât ieri, de exemplu, domnul Săcăreanu exprima o opinie în acest platou care mi-a părut foarte, foarte bine punctată. Dânsul spunea, adresându-se celor din blocul acum, le spunea în felul următor: voi ar fi trebuit să mergeți și să luați funcții de la PDM, nu să dați funcții celor din PSRM. Pentru că asta au făcut. Da, aveați o problemă cu PDM, trebuia să mergeți să vă bateți la sânge și să negociați acolo să într-un proiect comun. Să rupeți cât mai mult de la PDM, desigur. Exact. Că... nu să mergeți să dăruiți funcții celor de la PSRM, care v-au cerut tot și erați pe punctul de a le oferi tot. Pur și simplu. Cuplu netradițional. Exact, un cuplu netradițional. Bun, dar pe de altă parte am rămas cumva suspendat cu întrebarea și pentru dumneavoastră, domnule Darie. Am văzut punctul de vedere al domnului Țăranu.
Credeți într-adevăr că inițiativa asta de a pune costurile pentru anticipatelor pămânii partidelor care au intrat în Parlament în urma acestui vot este o acțiune bună, este un gând bun sau este o... Cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Dacă ipotetic cumva aș fi lider de partid unuia din cele trei partide, aș face o propunere și aș câștiga foarte mult în fața societății. Aș spune că deputații noștri întorc salariile pentru 3 luni în buget pentru organizarea campaniei electorale 1. Refuzăm de viitoarea finanțare din buget, pentru că am fost noi cu toții vinovați, și cerem celorlalte partide să procedeze exact ca noi. Știți că această inițiativă ar avea un sprijin popular foarte mare, ar fi un început de campanie electorală. Nu știu, poate m-am grăbit să fac publică ideea asta, poate n-a trebuit. Și doi, este regretabil ceea ce s-a întâmplat, pentru că Moldova se pornise destul de bine, era menționat în deosebit în plan social-economic foarte bine, dar vreau să menționez că în afară de democrație reprezentativă, adică aceste partide care reprezintă anumit segment electoral în Parlament, noi mai avem și democrație participativă. Trebuie să avem o societate civilă care trebuie să reacționeze foarte vehement la ceea ce s-a întâmplat. Acesta e rolul societății civile în general. Pentru că lipsa aceasta de coerență, tragerea aceasta de timp, cheltuirea aceasta de bani, punerea Republicii Moldova într-o situație ingrată față de partenerii de dezvoltare, de instituțiile financiare, crearea unei zone de instabilitate, iată aici, nu e destul că avem o Ucraina că incertă în stare aproape de război cu Rusia, noi creăm o instabilitate și în Republica Moldova, care 4-5 ani în urmă era o istorie de succes a Uniunii Europene în parteneriatul estic. De aceea, societatea civilă, prin mijloacele ei specifice, trebuie să mobilizeze oamenii și să facă și campanii de promovare a ideii, pentru că ajunge să ne jucăm de voturile. Trebuie să avem o majoritate parlamentară care să-și asume responsabilitatea în continuare pentru destinele țării. Dați-mi voie să vă invit și pe dumneavoastră și pe cei de acasă, mai ales pe aceia care n-au, mă rog, luați cu viața de zi cu zi și cu munca, nu au înțeles foarte bine ce s-a întâmplat astăzi la Chișinău, în fața Parlamentului. Au fost acolo mii de oameni, da, care au participat la un meeting prin care au condamnat criza asta politică generată de PAS, pe PDA și pe SRM, oameni care au optat tot timpul pentru un guvern, au optat pentru, au dorit stabilitate în țară, oamenii au stat și au scandat acolo, le-au cerut formațiunilor politice pur și simplu implicate în dialog să găsească o soluție pentru asigurarea stabilității, s-a strigat stabilitate, nu anticipate, și ce au primit în schimb? Au primit anticipate, nu stabilitate. Aș vrea puțin să urmărim și această manifestare care să clarifice practic ce s-a petrecut acolo, pentru că a apărut și o imensă dezinformare ulterioară, l-am auzit și pe Andrei Năstase strigând să faci o lovitură de stat. Eu cred că mai degrabă s-a uzurpat statul prin joaca asta irresponsabilă dintre acum și PSRM. Dar haideți să vedem ce a fost acolo de fapt. Стабил, у парламент стабил. Vrem o alianță, nu vrem anticipate. Am venit pentru stabilitate. Noi nu dorim alegeri anticipate, dorim ca domnul deputat să facă alianță pentru folos poporului. Noi хотим, чтобы они работали на благо так, как работали до сих пор демократическая партия. Datul parlament lucrativ, ca să aleagă speakerul, să poată să aleagă guvernul. Au fost foarte multe planificate pe 2019, jumătate de ani deja l-am pierdut. Am venit ca un protest pașnic să susținem Partidul Democrat, să susținem proiectele bune pe care le-a început, să susținem stabilitate. Noi vrem stabilitate, nu anticipate. Totodată, oamenii le-au solicitat parlamentarilor din PAS și PPDA să pună interesele alegătorilor mai presus decât propriile interese și orgoli. Am
Am venit să rugăm pe domnii deputați să se mai apuce de lucru, pentru că puterea le-a fost dată pentru asta. Parlament работал. Хотим, чтобы стабильность была в стране, чтобы люди нормально работали, чтобы государство развивалось. Participanții afirmă că ambițiile blocului acum de a obține funcții mari duc țara într-o criză politică profundă. Vrem să le spunem acestor concetățenii noștri care și-au luat mandatul de deputat când în eroare lumea că nu trebuie să muncească pentru funcție, trebuie să muncească pentru... Vrem să le spunem acestor concetățenii noștri care și-au luat mandatul de deputat când în eroare lumea că nu trebuie să muncească pentru funcție, trebuie să muncească pentru cetățeni. Au stat 3 luni de zile și au stat acolo undeva în spate, iar acum au pretenția să ne reprezinte. Noi vrem prosperitate și stabilitate pentru toți, fiecare, indiferent de opțiunea politică. Mă rog, asta a fost astăzi acolo. Noi însă am avut invitații noștri în platou, pe domnul Anatol Țăranu și Vlad Daria, motiv pentru care, înainte de a închide această ediție specială, aș vrea să rog pe fiecare dintre dânsi undeva în 30 de secunde să ne spună punctul de vedere final cu privire la ce s-a întâmplat și ce va urma. Domnule Țăranu? Deja s-a întâmplat. Suntem în alegeri anticipate. Desigur că o să avem posibilitatea să discutăm ce s-a întâmplat în aceste 3 luni, să mai facem niște concluzii. Lecția trebuie să fie învățată. Dar tot atât de important este că exercițiul acesta democratic care ne așteaptă în câteva luni să fie susținut de către cetățenii Republicii Moldova. De aia depinde viitorul nostru. Trebuie să ne pregătim din răsputeri și foarte responsabil pentru aceste alegeri anticipate. Am înțeles. Domnule Daria? Am înțeles că Andrei Năstas a spus că asta e lovitură de stat. Da, așa participarea oamenilor și-au spus punctul de vedere. Eu vreau să întreb. Statul înseamnă instituții. Împotriva cărei instituție a fost lovitura? A Parlamentului care nu există? A unui guvern fără împuterniciri? Sau împotriva președinției și a șeful statului Dodon? El va trebui să explice împotriva cui a fost lovitura aceasta. Statul înseamnă instituții. Și în plus vreau și eu să spun că m-a tristat mult știrea de azi, noutatea de azi, că vom avea anticipate. Nu rămâne decât să spun noapte bună Moldova și sper că chiar în prima zi, după alegerile anticipate, să spun bună ziua, bună dimineața Moldova și să începem un nou parcurs, o nouă cale spre integrarea europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezența în emisiune, pentru opiniile exprimate și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Aș reaminti doar pe scurt faptul că, practic, această situație a fost generată de eșecul total al discuțiilor dintre PSRM și blocul. Acum, PSRM a avut în față 2 oferte de dialog venite și din partea PDM și din partea blocului. Acum a ales să le respingă pe amândouă. Cu PDM nici măcar nu a discutat, după cum au spus, doar au ascultat punctul de vedere al celor de la PDM, iar pe cei de la Acum pur și simplu au trimis la plimbare cu ofertele lor nerealiste. În ce privește blocul Acum, iarăși ar fi putut rezolva situația pe calea cea mai firească cu putință, să meargă la discuții cu PDM, chiar dacă acolo li se pare că și-au identificat dușmanul suprem, să discute cu ei despre ceea ce era de discutat, și anume stabilitate, viitor pro-european și așa mai departe. Aceste chestiuni nu s-au întâmplat pentru simplu motiv că cei din blocul Acum au ignorat până și sfaturile venite de la partenerii lor europeni și nu numai, încercând apoi să se scuze doar cu singura susținere care a venit pe linia familiilor politice din partea PPE. În aceste condiții, după cum s-a spus și în această emisiune, probabil că cel mai firesc ar fi ca liderii partidelor care au dus țara într-un asemenea eșec să-și dea demisia, sau cel puțin să nu mai apară în prim planul politic, lăsând altor formațiuni locul de a, eu știu, rolul și locul într-o societate care și-a dorit altceva. În niciun caz nu această situație. Încă o dată vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut și vă amintesc, la miezul nopții a spus Curtea Constituțională, Parlamentul trebuie dizolvat. Felicitări Acum, felicitări PSRM. Moldova, ne vedem luni. Până atunci, numai bine!